O adolescentă a fost răpită din stradă și urcată cu forța într-un autoturism chiar în zona gării din Baia Mare. Norocul fetei a fost că un șofer aflat în trafic a văzut totul și a decis să intervină. Andrei Naiță ni se alătură chiar acum cu informații despre acest subiect. Bun găsit! După ce a sunat la 112 să anunțe că a fost martorul unei posibile răpiri, șoferul microbuzului a pornit în urmărirea autoturismului în care se afla tânăra luată cu forța de pe o stradă din Baia Mare. În tot acest timp, el a vorbit la telefon cu polițiștii, oferindu-le informații despre autoturismul suspect și despre traseul urmat de acesta. La un moment dat, mașina urmărită a intrat pe o stradă cu acces interzis, motiv pentru care conducătorul microbuzului s-a oprit. Polițiștii aveau deja destule informații, așa că nu a mai durat mult, iar autoturismul în care se afla tânăra de 18 ani a fost identificat. La volan se afla un tânăr de 24 de ani din Baia Mare. El a fost reținut pentru 24 de ore și urmează să fie cercetat pentru infracțiunile de lipsire de libertate în mod ilegal și amenințare.